Bine v-am găsit, dragilor! Vă aștept! Vă aștept să gătiți cu mine o rețetă ușoară și foarte bună. Știți că eu vă propun de fiecare dată o rețetă care nu necesită multă muncă în bucătărie, pentru că nimănui nu-i place să stea în bucătărie cu orele și mai ales când ți-e foame, nu-ți place să aștepți foarte mult. Astăzi pregătim rulouri din piept de pui umplute cu brânză pe pat de cartofi la cuptor. O rețetă simplă și sănătoasă și mai ales gustoasă. Mi-am pregătit 3 bucăți de piept de pui pentru că putem mânca de 2 ori dacă suntem 2 membri în familie sau putem mânca o dată dacă suntem 4 membri. Haideți să vă arăt cum fac toate aceste lucruri, dar mai întâi vă prezint toate ingredientele astea pe care mi le-am pregătit aici, da? Aveți nevoie pentru rețeta de care v-am vorbit, rulouri din piept de pui cu brânză la cuptor pe pat de cartofi, de ingredientele pe care vi le explic acum. Ia uitați aici, 3 bucăți de piept de pui pe care i-am tăiat prima dată în 2, deci să nu fie prea gros, și apoi încă o dată în 2, ca să fie bucățele mai mărunte, așa, vă arăt acum, așa. Apoi, mi-am pregătit 3 ouă, cremă de brânză cu verdeață, așa am cumpărat-o, cașcaval ras, o ceapă mare sau 2 cepe mai mici tăiate julien, am tocat acolo un ardei roșu cu bulețe, așa, mi-am pregătit smântână. Eu gătesc cu smântână alimentară 300-350 de miligrame. Mi-am pregătit cartofii pe care i-am tăiat așa. Vedeți? Rotunzi și nu foarte groși. Așa, normal, cât să se poate găti mai ușor. Puteți să-i tăiați și pe lung dacă doriți, dar în rețeta mea vă propun așa, cu cartofi tăiați rotunzi. Mi-am pregătit o tavă aici, pe care o să pun la cuptor și o să vedeți cât de ușor se prepară toate aceste lucruri. Acolo sunt toate aceste mirodenii care mi le-am pregătit aici. Aici avem rosmarin, avem piper negru, ceva sărat, frunză de pătrunjel care o să o punem la sfârșit și pentru gust, dar mai ales să arate mai bine. Dar știți ce? Vorba lungă, sărăcia omului. Haideți să ne apucăm de treabă.